Salut, și bine v-am un nou joc pe canal, se numește Zone Piercer și e vorba despre un joc survival în care trebuie să te adăpostești într-un tren și trenul ăla va fi baza ta pe tot parcursul jocului, adică vei upgrada trenul, vei merge cu trenul din oraș în oraș. Foarte interesantă ideea și destul de unică, nu uita să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă vreți să mai vedeți și alte episoade cu acest joculeț. Și povestea de bază este foarte simplă: ne trezim, dintr-o dată apocalipsa este peste noi pentru că, după cum observați pe aici, totul arde, sunt o grămadă de zombi și noi trebuie să avem grijă și să scăpăm în viață de aici. Încă nu avem trenul, deci o să trebuiască să facem rost de el, dar mai important decât atât va trebui să facem rost de provizii, așa că hai să vedem ce reușim să facem rost. Un cuțit, ok. Deci stilul ăla survival, și chiar pot să spun hardcore survival, pentru că este destul de dificil, trebuie să mănânci, trebuie să bei și toate nebuniile alea, știi? Cum erau jocurile alea de pe vremuri. Bun, hai să vedem, avem aici un ghiozdan, dar nu mai am loc în inventorii. Hai să facem așa, punem ghiozdanul aici și acum avem mai multe sloturi și acum putem să luăm toate nebuniile astea. Avem o bâtă de baseball, avem un cuțitaș și da, o să încercăm să ne protejăm așa. Bine, toată nebunia și toată chestia interesantă la jocul ăsta e în momentul în care faci rost de tren, știi? Dar vreau să văd cine a apăsat primul sau printre primii pe butonașul acela de like. Vă mulțumesc din suflet dacă ați dat pe like sau dacă dați chiar în acest moment. Și hai să vedem dacă reușim să strângem peste 10.000 de like-uri la acest episod. Ar fi foarte, foarte tare din partea voastră și credeți-mă, e un joc destul de bun. Adică chiar mi s-a părut super mega interesant. Dar mai întâi, înainte să ies din casa asta și să ieșim acolo și să facem rost de tren, am nevoie să fac rost de toate itemele, așa că nu vreau să plec fără toate obiectele. Auziți zombii afară. Așa, nu vreau să lutez acolo. Bun, hai să vedem aici jos. Avem niște chestii importante aici. Hai să vedem dacă găsim ceva mâncare. Ok, mâncare. Mamă, ok, e plin de mâncare. Bine, vă imaginați că asta e prima zonă. Practic e casa ta de unde ai plecat. Și de asta avem atât de mult loot aici. Dar pe măsură ce o să avansăm în joc, nu o să găsim atât de mult. Și dacă ieșim noi afară, e cam plin de zombi acolo. Deci hai să nu mergem prin partea aia. Va trebui să luăm o altă rută și să încercăm să mergem prin spate. Cred că asta va fi varianta mai inteligentă pentru noi momentan. Hai să văd dacă aici am lootat. Ok, aici se pare că am lootat. Bun. Bă, avem destul de multe chestii. Avem un cuțitaș, o bâtă, mâncare, gloanțe de pistol, dar n-am pistol. Gloanțe de rifle, uite și de asta ca în DayZ, mamă. Bun, hai să încercăm să ieșim de aici, să vedem dacă reușim să facem rost de trenul ăla, frate, pentru că orașul arde, nu știm exact ce se întâmplă, nu ne-a anunțat nimeni, iar noi eram practic un fel de soldat într-o bază militară, pe cum vedeți, și când s-a întâmplat chestia asta, nu ne-a anunțat nimeni că o să se întâmple. Nu, a fost așa, fără niciun avertisment. Sper să nu se ia zombii ăștia după mine, asta e tot. Am să încerc efectiv să mă duc așa prin spate. Poate nu-și dă seama. Ok. Nu trebuie să atragem prea multă atenție dacă ei nu ne văd. Probabil că dacă mă apropii prea tare de ei o să mă vadă. Aha, exact ce ziceam. Dar ar fi idee bună să nu interacționăm cu ei momentan. Lasă-mă în pace, stai acolo. Sunt și unii zombi care aleargă. Aia sunt mai periculoși, aia care aleargă. Momentan... Mă, ce m-a speriat. Ok, am luat tot ce puteam de acolo. Oho, ăla aleargă după mine. Dă-i cu fuga că... Mamă, ce m-am speriat, ești nebun. Fugi, nu mai am stamina. Ce joc de la super hardcore survival, frate. Și iată trenul în toată splendoarea lui. Hai să ne urcăm. Cred că suntem în siguranță cât suntem pe tren. La un moment dat o să dea ușa jos. Deci nu durează foarte mult și va da ușa jos la un moment dat. Aș fi vrut să stau mai mult să lutez. Din păcate n-am putut să fac chestia asta. Ați văzut și voi. Și e plin de zombalei peste tot. Hai să văd ce am reușit să fac rost. Bă, măcar am reușit să fac rost de niște chestii. Nu știu de ce am luat cash ăsta. Ce o să pot să fac cu banii. Pentru că să fim serioși, pe vreme de apocalipsă nu cred că o să ai ce să faci cu banii. Dar da, oricum, dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul acela de like, aș aprecia mult de tot dacă l-ați apăsa. Hai să vedem dacă fiecare dintre voi l-apasă, câte like-uri vom putea să strângem în total. Ar fi foarte tare și, bineînțeles, astfel îmi arăta și că vă place jocul și că mai vreți episoade, corect? Bun, hai să vedem. Nu, aici putem să craftăm chestii. Cea mai important cred că o să fie să craftăm ăsta, dar nu am itemele necesare. O să trebuiască să facem un wooden furniture. Și da, mai avem ceva pe aici ce putem să deschidem?
A, hai să vă arăt trenul așa per total, dar știi ce? Hai să-i dăm drumul mai întâi. Fuel tank, 745 din 6400, deci n-avem nici combustibil foarte mult pentru trenul ăsta. Bun, avem nevoie așa. Avem nevoie de viteză înainte, avem nevoie de brake-ul dezactivat, engine. Și am pornit. Iată că trecem, s-a deschis și poarta. Salut, zâmbalăilor, salut! Am plecat de acolo, nu mai mă vedeți voi, prea curând. Cred că am călcat un zombalău care era pe ăsta de tren. Cred că da. Băi, și așa e jocul, adică practic asta va fi baza noastră. Va trebui să o upgradăm, vom merge din stație în stație și într-un fel chestia asta mi-aduce aminte de Desert Skies. Pentru că dacă te gândești și acolo aveai o bază pe care o upgradai, mergeai din zonă în zonă. Ei bine, aici mergi cu trenul. Vedeți, orașul este în flăcări, probabil nu vom ajunge acolo prea curând, dar pe măsură ce mergi cu trenul vei ajunge la următoare locație, știi? Bineînțeles că eu pot să opresc trenul ăsta chiar și în mijlocul pădurii, dacă vreau, dar nu cred că o să fie idee prea bună, nu cred că o să găsim mare lucru. Și hai să vă arăt și în spate, aici este locul în care vei pune, de exemplu, workshop-ul, de exemplu, mergem mai în spate, aici îți vei face dormitorul, îți pui pat, după asta nu mai, atâta. Dar înțelegeți voi și probabil pe măsură ce te joci vei putea să-ți faci și mai multe vagoane. Nu știu sigur, abia ce mi-am cumpărat și eu jocul ăsta, hopa. Așa că trebuie să ai grijă să nu piști din tren. E logic, dar trebuie să ai grijă totuși să nu piști din tren. Să ne uităm așa să vedem dacă vedem ceva locații noi. Eu m-aș opri și aici, știi? Dar nu cred că are rost să te oprești așa random decât dacă vezi ceva. Dacă văd, de exemplu, un loc de interes sau, nu știu, ceva loot, cred că ar fi o chestie, dar hai să vedem. Deci avem 73% la mâncare, deci asta înseamnă că trebuie să mâncăm ceva. Hai să vedem, băgăm o de asta. Ne-a băgat puțin. Hai să mai băgăm ceva. Am 4 bandaje, e destul de bine. Canned fish, îmi dă 15. Ok, hai să băgăm încă niște canned fish. Și am nevoie și niște băutură. Water bottle, băi, e bine că mi-am luat apă la mine. Adică, jocul e random cu itemele. Dacă voi vă jucați jocul ăsta, o să vă dea alte iteme la început. E complet, complet random. Însă, da, îmi era dor de un astfel de joc. Și dacă văd suport din partea voastră, văd multe like-uri, cu siguranță cred eu că putem să facem mai multe episoade. Să ne uităm noi așa frumos, frumos. De aici aveți mai mult pe geamurile astea, dar nu pare să fie ceva ce ne-ar putea ajuta pe noi, decât pădure și cam atât. La un moment dat o să ajungi în ceva orășele, dacă faci un loading, s-ar putea ca acum să ajungem în prima zonă. Orașele, am impresia că nu sunt randomly generated, ca în Desert Skies, deci unde voi ajunge eu, veți ajunge și voi dacă vă jucați jocul ăsta. Dar hai să vedem, totuși cred că o să ajungem. Ia stai să mă uit. Probabil după stânca asta s-ar putea să fie ceva, dacă nu mă înșel. Că deja se duce pădurea și coborăm într-o zonă așa mai joasă. Oricum, îmi place ideea, m-am mai jucat un joc în care tot așa erau zombie și era un tren, dar era 2D. Se numea The Final Station, dacă mai țineți minte voi The Final Station. Da, mă, uite, acolo este o zonă nouă, ia uitați-vă. O să oprim acolo să vedem dacă reușim să facem rost de ceva loot. Asta ar fi foarte folositor dacă s-ar putea. Și da, probabil o să trebuie să ne batem și cu zombalăi. Hai să mai mâncăm ceva până una alta. Am scrap polymers, nu știu ce pot să fac chestia asta. Da, eu pot să-mi las obiectele oare în ăsta? Da, pot. Wall cabinet. Și dacă deschid inventoriu, am să pun ăsta aici, că n-am nevoie de ele, știi, și după aceea o să mă încurce. Punem ăsta aici, punem banii aici, clar n-am nevoie de ei. Punem ăsta aici și restul o să le ținem. Deci asta o să stea înăuntru aici. Bun, hai să vedem, am ajuns? N-am ajuns încă. Trebuie să coborăm pe undeva? Că am văzut că era... A, uite mă, că vine așa, șina, și coboară pe acolo, ați înțeles? Și probabil acolo jos e orășelul, că l-am văzut, frate, deci nu cred că n-o să ne oprim. Sigur, sigur, trebuie să ne oprim acolo. Bine, te oprești dacă vrei, dacă vrei să continui, continui. Problema acum e că o să trebuiască să facem rost de combustibil, pentru că dacă vă uitați voi aici, fuel tank-ul nostru e la 460. Nu știu dacă să ne ajungă pentru încă o locație în afară de asta pe care o găsim acum. Astfel încât o să trebuiască să găsim neapărat combustibil în locația asta. Dacă nu găsim combustibil, cred că o să rămânem în mijlocul pădurii și n-ai vrea să rămâi gen așa pe aici. Pentru că dacă te duci până în oraș pe jos, riști foarte mult. Ați văzut și voi zombii? În jocul ăsta sunt extrem, extrem de periculoși, frate. Adică nu e cu una, cu două. Sunt foarte periculoși. Și, na, vă imaginați și voi. Aici ar trebui să stai ca șofer.
Șofer se cheamă ăsta de tren? Conductor, cum se cheamă? Nici nu știu, dacă știți voi puteți să scrieți. Dar cred că aici, că văd că sunt lângă apă aici. Suntem într-o zonă lângă apă. Ia să vedem dacă după cotitura asta e ceva. Oh, da, cred că e acolo. Bun, ne pregătim. O să trebuiască să pun frâna în funcțiune și să-i dăm cu mare frână și pe aia oprim motorul, știi? A, să vedem cum ne poziționăm. Da, uite aici, am coborât fix de acolo de sus. Uite. Ok. Bă, pare destul de mare zona asta, sincer să fiu, adică... Pare o zonă bună. Nu știu dacă în apa am voie să intru. Asta e cu duș întors. Chiar nu știu dacă e voie în apă. Dar văd o grămadă de oportunități aici. Și hai să mergem să ne pregătim de oprit trenul. Pentru că se trebuiască în curând. Chiar aici. Break, break, break. Frână! Bă, chiar n-aud ăștia mă oare? Ia stai să dau de aici. Îi dăm puțin brake deactivated ca să mai avansăm puțin, ca să ajungem fix lângă căbănuța asta, știi? Dar e plin de zumbalăi. Vă imaginați și voi că era plin de zumbalăi, adică trebuia să fie. Brake. Ăsta-l dai așa, motorul închis și am ajuns. Bun, cât combustibil mai avem? 353, deci clar trebuie să facem rost de combustibil, de aici nu se poate. Altfel nu o să putem să facem mare lucru. Nu prea poți să sari în jocul ăsta foarte bine. Adică când sari, așa face. E un fel de dash. Nu e o săritură. Bun, avem niște chestii de-astea. Hai să le luăm. Mâncărică. Și văd că poți să interacționezi cu obiectele. Adică nu e rău făcut jocul, știi? Chiar ok. Stai să bag puțină energie. Trebuie să și dormi în jocul acesta. Și poți să-ți craftezi pat, dar avem nevoie de materiale mai întâi. Ok. Hai să ne uităm noi, avem zombalăi și în stânga și în dreapta, superb. Tot ce ți-ai dorit, adică... Tot ce ți-ai putea să-ți dorești. Că avem car parts. Ce asta ar putea să-ți folosească? Nu știu cât de rapid te aud ăștia. Aia e problema. Că s-ar putea să mă audă super repede, sau să nu mă audă deloc. Dacă alerg. Cred că mă aud. Ah, e zombalou acolo? E de la nașpa ăla. Ma. Zombii aia care sunt un piculeț mai diferiți față de ceilalți, aia sunt foarte periculoși. De aia trebuie să te ferești. Că aia aleargă. Ok, sper că n-au auzit zombalăii. Deși au niște zombalăi. Îi aud. Dar momentan cred că suntem în siguranță. Bă, văi că e și un restaurant acolo sau ceva, nu știu ce-o fi... Sunt și zombii mai mari, nu știu dacă îi observați, sunt așa mai mușchiuloși. Aia cred că îți dărâmă ușile rapid. Dar văd o zonă la apă acolo, care văd că e interesantă. E, clar! Ia stai că îi dau eu. Aoleu! Mamă, cât dă ăsta, ești nebun! Bă, frate, cât de meci poate să-mi dea băiatul ăsta? Stai jos! Am mai auzit vreo unul că am făcut chestia asta? Bagă bandajul. E greu, frate. E sincer greu. Însă am să mă duc la zona aia de la apă. Și acolo mi se pare mai interesantă decât căsuțele astea. Șurel, trecem pe lângă băiatul ăsta. Cred că dacă ești prea aproape de ei, atunci te aud și te pot prinde. Mamă, dar obosești super repede. Deci asta să vă zic că e foarte dificil jocul din punctul ăsta de vedere. Adică chiar trebuie să ai grijă. Uite, vedeți că e baricadată zona asta? Hai să vedem ce găsim aici. Sper să am spațiu în inventar dacă cumva găsim loot bun. Opa, opa. Da, jocul ăsta e nou. Oh my god. Mamă, ce am dat una peste căpățână. N-aș că și el poate să-mi dea mie. Aia e singura chestie, iurea. Și bandaje... O, am painkiller. Ok, asta mă ajută, bănuiesc. Hai să vedem. Trăm aici, sac. Military. Ok. Ce se aude? Artificii! Ne-au dat capcana, am găsit un pistol totuși. Ne-au dat capcană, frate, cu artificii, că gen, cine a stat aici a zis că, bă, dacă îmi fură ăștia itemele, se audă tot zombii din cartier. Bă, tot zombalăi, vin aici! Nu pot să cred așa ceva.
Wow. Bine că am ceva muniție, dar totuși, frate, iau tipul ăștia cum aleargă. Am vrut să trag... A, e bine, e bine că l-a rupt. Ăștia care s-a șiat trebuie să-i omor rapid. Ăștia îți dau extrem de mult damage. Ok, au luat câțiva foc. Eu nu pot să merg în apă? Oare? Ia stai să dau un save. Hai să facem un save aici. Save. Ok. Da, dacă pot să merg în apă. O să not. Ok, zombalăilor, voi nu știți să notați. Ha, ha, ha. Bă, ăștia cred că după mine acum. Am găsit pistol. Nu am foarte multe gloanțe la dispoziție, dar bă, știi ce? Îți mulțumit. Și de... Sunt prea mulți zombalăi. Prea mulți. Adică e plin, vedeți și voi. E nebun, e curată ce asta. Deci eu baricadat geamurile. Mi-a dat seama că s-ar întâmpla așa ceva. Încearcă să-și baricadeze tot, să încerce să se protejeze în casa lui, practic, da? Ce poți să faci? Nici nu cred că ai șanse să supraviețuiești. Dacă toată lumea se transformă în zombie, vă imaginați și voi. Ba, am făcut rost de gloanțe. Oh, e super bine. Yes. Nu știu dacă te aud ăștia. Adică mă refer de la distanța aia. Gen, am tras. Ăștia aveau bani. Hai, vino înăuntru. Bă, cât range are zombalăul ăla de mi-a dat de la un kilometru distanță damage. Zice, sunt și mie. E garaj. Alo? Stai jos, băiatul meu, că stai bine. Grenadă? Ce vorbești? Ce vorbești? Hai că acum mai vii de acasă. Acum mai vii așa de acasă dacă e să vii. Dar nu mai am loc. Hai să mănânc. Și așa trebuie să mănânc și să beau. Mâncăm ăsta. Țac, bem ăsta. Trebuie să facem o tură până la tren. Să-l pun obiectele, că am prea multe și sunt într-adevăr destul de multe chestii de lutat. Adică nu mă așteptam. Iar astea ce sunt? Gloanțe de ce? De rifle. Am înțeles. De ce nu poți să... De ce nu se stachează cu astea? Cred că e maximum pe care poți să-l ai. Grenadă? Și punem acolo? Da, ok, hai că asta merge. Bun, am mai auzit niște zombalăi pe aici, dar... Sper că nu dă-aia răi, răi de tot. Uite, ăla e rău, rău de tot, îl vedeți? Are niște bube pe el. Okay, hai să nu-l băgăm în seamă, mamă, și sunt și de-aia mare acolo, i-ați văzut? E cam nasoală situația, dacă e să fiu sincer. Păi știi ce am să fac? Pentru moment. Ok, pentru moment. Ok, nu ești de la rău, rău. Ești semi-rău. Am să merg până la tren. Să-mi depozitez itemele. Să vedem ce am vrut să facem rost. Pentru că aici am de lutat mult și bine. Adică vedeți cât de multe iteme sunt de lutat aici. Și nu avem timp să le lutăm chiar pe toate momentan. Plus că se face și noapte în jocul ăsta, deci o să trebuiască să și dormim. Așa că, domnul tren, o să trebuiască să... Da, de unde faci rost de combustibil, mă, frate? Combustibilul n-am văzut în jocul ăsta până acum. Și chiar n-am văzut. Ok. Am ajuns la tren. Hai să ne urcăm. Zombii nu cred că poate să urce aici, sper cel puțin. Adică, mă gândesc că ar trebui să fie un loc safe, trenul, pentru noi. Închidem ăsta. Deschidem ăsta și punem așa. Shotgun ammo, nu am shotgun încă, deci n-am de ce să-i țin la mine. Banii ăștia n-am de ce să-i țin la mine. Astea s-ar putea să putem să craftăm cu ele. Astea de asemenea. Așa. Pistol ammo am nevoie pentru că trag cu pistolul. Dar toată mâncarea asta nu este nevoie să ținem la noi. Plus că rifle ammo la fel. Nu am rifle, deci nu am de ce să țin muniția la mine. Bine, poți să zici că, bă, poate găsești vreun rifle sau ceva. Da, ok, poate găsești. Dar, oricum o să mă întorc dacă e ceva. Dar, da, oameni buni, ăsta este jocul. Am să mai lutez eu off-camera și... Sau poate nu lutez off-camera, poate lutez on-camera. În episodul următor lutăm de aici și mergem spre următoarea zonă. Să vedem cine mai așteaptă în jocul ăsta nebun. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!